Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Capricorn, astăzi vom face Capricorn pentru săptămâna 6-12 noiembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propriul dumneavoastră sistem de valori și credințe și prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu Capricorn, ce vine către tine în săptămâna 6-12 noiembrie. Ce te așteaptă în această săptămână, Capricorn? Ostilitate. Și plecarea mai departe din această ostilitate, din aceste ostilități, chakra inimii, chakra gâtului, chakra 3 și indecizie. Dragul meu Capricorn, la capătul setului de cărți, o iubire ca în filme, o iubire cu un partener frumos, benefic, drăgăstos. Vine către tine, dragul meu Capricorn, un partener frumos cu care ai victorie pentru că îți începi călătoria sufletului și te reinventezi aici. Da, citirea începe cu această carte a ostilităților și se termină cu această carte a indeciziei. Nu știi dacă să mai accepți în viața ta sau nu acest tip de persoane. Aceste persoane te-au ținut într-o indecizie, nu ai știut pe care drum să mergi, nu ai știut ce decizii să iei, pentru că nu ai putut, pentru că aceste persoane care se apără, care merg la atac, atacă, au sabia în sus, se apără, poartă măști, poartă zale, poartă de toate și îți transmit răutăți. Și te pun într-o stare de disconfort să alegi și nu știi ce să alegi și rămâi în aceste ostilități. În această săptămână, dragul meu Capricorn, pleci mai departe, te uiți în urmă la aceste persoane și pleci și alegi unul din aceste drumuri. Dragilor, ce nu știți voi este că pe oricare drum veți pleca, va fi bine. Aici este un fluture, aici este un fluture. Pe oriunde o veți lua, va fi diferit decât este acum. Aceste ostilități rămân în urmă, pentru că voi aici vă deblocați. Spuneți adevărul, deblocați lumina interioară și calea către inima voastră și faceți loc acestei persoane frumoase să vină către voi. Vine către voi în această săptămână o persoană ideală pentru voi, un suflet pereche, o flacără geamănă, ceva frumos, sincer, pur, exact ca acest cuplu care se vede aici. O frumusețe. Cu această persoană veți avea victorie, pentru că această persoană vă va ajuta mult în călătoria voastră spre visul vostru, spre evoluția voastră. Sunteți ghidați corect, aveți bagajele bune la voi. Și mergeți către această ușă spre valori, spre valori personale. Aici este parte materială, aici este parte sentimentală. Voi vă îndreptați către lucruri foarte frumoase. Este și chakra numărul 2, și multă pasiune, adevăr, iubire, speranță, frumusețe. Îmi place pentru Capricorn. Capricornul mai lasă în urmă aceste persoane răutăcioase, rele, care tot timpul sunt în defensivă, care se ceartă, care atacă și merge către ceva liniștit, o liniștire a sufletului, a minții, a vieții voastre, dragilor. Aici, reinventare multă pentru Capricorn, iubire, suflet pereche, o frumusețe, pentru că este puterea unei decizii de a ieși din această grădină și a te îndrepta către lumina sufletului tău, către tine, către altă
dimensiune, altă conștiință, către conștiința sufletului tău. Aici este o frumusețe care se deschide înaintea ta și lași în urmă aceste persoane închise în gândire, aceste persoane care te aduc în imposibilitatea de a alege ce e bine pentru tine. Aici îți răspunzi corect la această întrebare. Ce este bine pentru tine? Și cu siguranță nu să stai în ostilitate, ci să ieși, să te îndrepți către acești cireși înfloriți. Aici este inocență. Ești pur, ești frumos. O încântare, o frumusețe vine către tine. Și cultivi, ești creativ. Am văzut și chakra 2. Tu aduci în viața ta această speranță, această lumină, această iubire. Te-ai cam săturat, dragul meu Capricorn, de aceste lucruri. O transformare personală, o generozitate a Universului. Universul își deschide căile pentru tine, pentru că tu ai curaj în această săptămână să te îndrepți către ceva benefic. Aici este o promisiune pe care tu o pui pentru viitorul tău și îți promiți să fii fericit, îți promiți să accesezi o relație benefică. Făcând acest lucru, lași cale deschisă acestei persoane să ajungă în viața ta. Iar această persoană ajunge în această săptămână. Persoană bună pe care tu o manifesti fiind sătul aici de răutățile cuiva și începi călătoria sufletului tău către tine. Ochelari de soare, te uiți atent la tot ce e în jurul tău, doar că acesta care apare acum este un suflet pereche, acest suflet. Este o conexiune a sufletului, un parteneriat, un contract de suflet. Aici persoana care vine către voi este un suflet pereche care trebuie să vină în viața voastră. Și aici este un inel de nuntă, o uniune, o nuntă, o căsătorie, o iubire eternă, o promisiune pentru eternitate. Foarte frumos. Voi aici vă întâlniți persoana ideală, persoana care, cu care mână în mână să mergeți până la adânci bătrâneți. Aici este iubire necondiționată. Primiți și oferiți afecțiune, vă îndrăgostiți. Săruturi, îmbrățișări, inel, suflet pereche, doar că sunteți foarte atenți. Priviți prin ochii voștri persoana, nu mai lăsați aceste persoane să vă încânte cu nimic. Aceste persoane v-au adus greutăți. Voi acum aveți curaj să ieșiți și să mergeți pe această poartă și să vă îndreptați către o uniune. Foarte frumos pentru Capricorn, îmi place pentru această săptămână. Dragilor, în această săptămână ajunge în viața voastră persoana predestinată, un suflet pereche care vă va oferi acest inel al acestei conexiuni, al acestei iubiri eterne. Este un simbol al acestui contract de suflet. O legătură unică aici. Dacă nu aveți o persoană în viața voastră, această persoană apare. Dacă sunteți într-o relație, aici persoana vă oferă totul. O iubire necondiționată. Aici aveți iubire necondiționată. Aici aveți o conexiune frumoasă. O persoană atentă, grijulie, care vine către voi pentru uniune. Îmi place ce văd pentru Capricorn. Haideți să vedem dacă aveți o întrebare pentru această săptămână. Dragul meu Capricorn, aici ce ai manifestat, ai manifestat corect. Ai curaj, ești generos și are loc această transformare. O încântare aici, o încântare, pentru că ești pur, ești inocent și cultivi această iubire necondiționată. Cultivi această frumusețe. Acum pui semințe noi. Ai plantat semințe noi, ți-ai pus steluțe în univers și acum ele se întorc, dorințele îndeplinite. Dacă aveți o întrebare pentru această săptămână, să vedem un răspuns. Răspunsul este da, dar nu este un da hotărât. Aici va trebui să faceți ceva
care nu prea vă face plăcere. Trebuie să dați drumul. Trebuie să dați drumul unui lucru care nu vă face plăcere. Și trebuie să așteptați. Acum este momentul perfect. La orice v-ați fi gândit, lăsați în urmă, lăsați să aparțină trecutului un bagaj care nu vă face plăcere, pentru că răspunsul la întrebarea voastră este da, este timpul perfect. Vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc această iubire de vis să ajungă în viața voastră. Vă îmbrățișez, la revedere, pa, pa!